Și nu poți să-mi vinovăți, mă contrazic de ce am zis mai înainte și acum, nu poți să-mi vinovăți guvernele, politica, tot ce e suspus și așa mai departe, cum am fost învățați, da? Pentru că acum nu mai e așa, fiecare om își, uite, ispășește, trece printr-un filtru, da? Evoluează, se trezește spiritual fiecare om. Altfel, vibrațional, nu are ce căuta. Nu că n-are ce căuta și nu hotărăsc eu sau nu știu cine, sau hai să ne gândim că fiecare ajunge acolo. Vibrațiile, încă o dată, vibrațiile joase nu se deschid la cele, nu știu cum să zic, așa, la vibrații înalte, vibrațiile joase pur și simplu se distrug. Dacă nu ai grijă de ce gândești și cum gândești, e foarte simplu și e atât de frumos. Dacă nu ai grijă de tine, ai greșit, repede intri în tine, ai greșit, nu e, ai greșit sau nu. Dar știi tu că ai barometru. Domnule, m-am dus aiurea cu gândurile, hai să vină înapoi, în prezent, da? Arzi, pur și simplu arzi în vibrațiile mai înalte și a pământului, eu așa zic, pământul de aur, așa. Merele de aur, da. N-ai ce căuta acolo, nu că n-ai ce căuta, dar nu ajungi cu corpul ăsta, cu tot ce are în el și energia trebuie curățată și meditată și așa mai departe. E foarte simplu și e foarte complex și e foarte frumos. Și fiecare trece prin asta și m-a întrebat cineva, dar cine ajunge să fie de la servicii? O colegă. Da, aia care ajung la unde au ajuns și au tot ce vor ei. Cred că au făcut în viața anterioară ceva de au ajuns acum să. Da, au trecut prin viața anterioară, dar clipă de clipă sunt evoluați. Evaluați, așa, evaluați divin și ți s-a dat tot, da? Mie mi s-a dat ce am eu și cu ce mă ocup. Dar clipă de clipă sunt evaluată. Cita-vă aici, cita-vă la inimioară, cita-vă la tot, da? Echilibru și mergi mai departe și primești. Ești în vibrațiile alea sau nu. Și fiecare om așa. Da, nu știu ce am zis. Sper că am.